Comanda Inspectoratului pentru Situații de Urgență Capitan Puică Nicolae al județului Argeș adresează mulțumiri conducerii și întregului personal cu atribuții medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Argeș, precum și echipei formate din doctorii Bădănoiu Viorel, Șerban Dragoș Andrei, Sârboiu Felix, Păun Constantin, care cu profesionalism, promptitudine și responsabilitate au asigurat și soluționat intervenția medicală în cazul plutonierului major rănit în data de 9-11-2013 în timpul unei acțiuni de stingere a unui incendiu. Deși cu modestia care caracterizează vor afirma că și-au făcut doar datoria, că orice medic ar fi făcut același lucru, noi putem contraargumenta că nu doar prin enorma și dificila intervenție chirurgicală la care a fost supus colegul nostru, ci și prin optimismul de care au dat dovadă, ne-au dat speranță că totul va fi bine. Nu mai putem spune decât că asemenea oameni fac cinste întregii comunități, nu doar Spitalului Județean Argeș. Se continuă în comunicatul ISU Argeș.